Deșteptarea. Bună dimineața din deșteptarea de vară. Am găsit aici o știre pe care îi recunosc că personal n-am reușit să o procesez de așa 100%. Ideea este că... uite cum începe știrea, fii atent. Roboții sexuali dotați cu inteligență artificială sunt deja printre noi. Să vă dăm un minut de gândire, să vă gândiți cine ar putea fi... Stai un pic, poți să te și cerți cu ei acum, adică nu... Păi, ci că sunt printre noi, da? Da. Dacă ai vreo bănuială, acum e momentul să o spui, știi, să te gândești la ea. La el, că e robot, da. Încă nu circulă printre noi, ne-am liniștit, întrucât actualele modele, deși prevăzute cu o pereche de picioare standard, nu posedă momentan capacitatea de a se și deplasa autonom. Adică sunt la stadiul ăla de... Ok. Stai pe spate și lasă doar pe ea. Sau cum piesa aia. Da, voltaj, da. Cânta voltaj la live pe plajă de acolo, știu. Da. Dar cele mai noi păpuși roboți sexuale, că uite, au apărut așa ceva, sunt în prezent capabile să simtă și să rostească fraze simple. Sunt concluziile unei conferințe internaționale cu tema dragoste și sex cu roboți. Dai seama ce se întâmplă în lumea asta în perioada asta, conferințe de genul ăsta. Cum ar fi să primești o invitație de a participa la o conferință dragoste și sex cu roboți? Cum ar fi să primești o invitație direct de la un robot din ăsta? Asta ar fi problematic. Stai așa, nici nu știi ce să răspunzi. O fi bine, nu o fi bine? Da, și uite că au evoluat atât de mult încât roboții ăștia își pot aminti detalii legate de filmele preferate ale clientului uman, dacă acesta are copii sau dacă este deranjat de anumite expresii ori porecle. Va vorbi întotdeauna frumos cu tine, înțeleg. Asta este ideea, să nu te enerveze, să te relaxeze. Uite că trăim în anul ăsta 2021 și vorbim despre tot felul de roboți. Mi-am mai văzut pe unii deja celebri care dansează și dansează chiar mai bine decât oamenii. Asta mi se pare oarecum inutil, adică... Care dintre... Ăsta care dansează, că păște la alții și-au găsit de treabă. Deci ăsta care dansează, care e rostul lui? Adică să te distreze... Să te trimite la celălalt, știi? Să fim atât de leneși încât dansează un robot pentru noi. Uite, de exemplu, eu am un robot aspirator. Sigur, nici nu dansează, sigur, nici nu... Așa, că... Te întreabă ce film îți place. Nu întreabă nimic. Adică, întreabă din când în când să-și upgradeze software, zice el. Da. M-a plictisit cu treaba asta. Ne-am umplut de roboți din ăștia aspirator și ne-au schimbat viața multora dintre noi. Să știi că e de bine. E bine să plimbă el acolo, și face treaba lui, să mai blochează, asta e enervant. Nu-și dă cu capul de toți pereții, nu cade pe scară. Nu cade pe trece scară. Pragul ăla... Trece pragul, dar să dă cu capul de toți pereții. Merge și pe covorul cu fir lung? Nu. Nu merge. Nu merge pe covor. Nu, scoți covorile înainte și, mă rog, dacă vrei să-ți facă un covor, trebuie să-l pui acolo pe covor cu mânuța ta și să-l urmărești. Deci să nu fie foarte adânc covorul ăla, să nu fie gros. Oricum e bun la casă omul. Trebuie să recunoaștem, e bun. Și așa cum a apărut mașina de spălat la vremea ei și... Dacă ai spart ceva sau ai vărsat ceva pe jos, ăsta este cel mai bun. Se activează imediat. Da, se duce acolo, își face treaba, deci pozitiv. Un robot să meargă... Să ducă gunoi. Nu, să ducă mașina la service sau să ducă mașina la spălat. Asta o să fie mașină... Da, asta ar fi genial. Să nu mai stai tu, știi, când faci tu exterior, interior, stai acolo. Am auzit că există o firmă în București care spune la dispoziție un valet pentru chestia asta, că dacă luai mașina de la ei, venea un om... Așa este, dar trebuia să o iei în echiparea maximă. Da, și venea un om și îți lua mașina la spălat. Nu o fi el robot, dar cam aceeași treabă, adică... Și el și-ar dori să vină un robot în locul lui să facă treaba asta, jobul ăsta, bănuiesc. Băi, eu nu mi-aș dori să vină chiar roboți peste tot la locul de muncă, dar niște roboți de ăștia utilitari mie mi-ar plăcea să fie. Uite, asta mi se pare o idee genială. Deci un robot care să vină să-ți ia mașina la spălat, da. Nu? Sau da. Să-i facă revizia. Da. Ca să nu te mai duci tu la service. Da, mi-ar plăcea tare mult. Da. Și un robot să, eventual să meargă la cumpărături. Uite că plaja roboților e destul de extinsă. Da, acum, adică un robot asistent de cumpărături. Să nu merg eu cu nevastă mea când se duce la magazin de haine, să meargă robotul, să vorbească cu el, să se sfătuiască cu el. Da. Ce zice? Asta mi se pare o idee bună. Un robot prim-ministru? Am mai avut. Cum ar fi? Am mai avut dăștea, da. Am mai avut, dar că te uiți, cu 20 de ani am mai avut dăștea. Prim-ministri...
Bine, acum se pare că s-au upgradat la președinți. Au zis sunt numai răutăți. Domnul Striblea. Domnul Striblea, ce ați visat în azi noapte? Asta zis așa colțos. Fără loc de muncă. Dar nu ți-am zis. Da, atât ne-a dus pe noi capul. Ne scuzați, domnule președinte. Lăsați. Mai încapești câte o glumă din când în când. Dar hai să vă vedem pe voi. Uite, hai, în dimineața asta lăsați-vă, cum se zice, ce dați da, frâu. Dacă ați cumpăra un robot, ce ați vrea să facă în locul vostru? Să fie președinte. Exact, da. Dați libertate imaginației voastre și spuneți-ne, dacă ar fi să aveți un robot utilitar, la ce să vă ajute? Adică... Ce ați vrea să facă în locul vostru? Da, sau pentru să voi. Să ducă gunoiul, nu știu, să... Orice. Să calce, Doamne, orice. Să vină robotul ăla care să calce, să ia cămașa de pe umeraj. Ăla ar fi foarte mișto, da. Da, și aprob. Să vină cu fierul călcat. Aprob. Da, nu? Da. Deci asta ar fi cu călcatul, ar fi minunat. Și, da, cam asta. Dacă mai venim cu idei după asta, 0728111222, adică 0728311322, aici aveți un număr de WhatsApp, vă înregistrați audio sau scrieți și noi după asta facem o listă, poate le dăm oamenilor ăstora idei și nu de astea neapărat inutile. Robot care dansează, ok. Robot care aleargă, ok. Care alerga el să facă ceva util. Chiar să facă ceva ce ar fi... Să alerge cu tine în braț? Hai să încerci, doresc ascultătorii. Bună dimineața! Mai Cătălin, când te-am auzit vorbind cu însoțirea soției la cumpărături, am avut un deja vu. Parcă toți suntem căsătoriți cu aceeași femeie. Hai să fim sănătoși, avem o săptămână plăcută. Victor, sunt din Norvegia. Comentarii. Dă comentarii, e bun roboțelul ăsta care se meargă la cumpărături, serios. Poate toți aveți același robot? Eu știu. Da. Aveți grijă să nu. Eu propun, s-ar putea să fie o mare cerere aici, pe piață. Bun, să facă de mâncare, că de aspirat am și mie mi-ar rămâne foarte puține de făcut, ne scrie Adina, doar un robot să gătească. Da, adevărul că... Și să-l upgradezi la robot șef. Dacă ai și copii multe, Doamne, trebuie să muncească, să facă mult de mâncare, să lasă mâncare pe zi, două. Asta este norma aproape întreagă. Chiar număram secundele până când o să apară mesajul de genul ăsta, aș vrea să se ducă în locul meu la muncă. Da, păi nu, n-ai vrea. George din Dâmbovița este în grădină la sapă și ne-a trimis o fotografie și ne spune, uite, asta aș vrea să fac. Ce să sape în locul meu. Să sape? Da. Am văzut din ăla de taie iarba, nu știu cât de bun e, am văzut niște roboțelul ăla care taie iarba, e ok, depinde și de iarbă, că dacă îl duci într-o grădină din asta cu buruieni mari, nu se descurcă, dar la iarbă de gazon așa merge. Dar să sape, aia e ideea, știi? Că... Să sape, da, e... Uite, să plivească buruienile, un robot grădinar mi-ar trebui, ne scrie cineva. Și să știe să aleagă. Vali spune că vrea un robot care să rămână dormind în casă când pleacă la serviciu. De ce? Prea plecăm toți parcă la muncă, trebuie să mai și dormă cineva. Ia-ți o pisică, a mea rupe patul dimineața la 5 și nu se uită la mine. Când... Cred că și râde de tine. Bună dimineața, băieți, Tino sunt. Stau la două străzi de Bulevardul Roșu în Haga. Mi-e frică pentru fetele alea care au o grămadă de clienți acolo. Văd că e plin tot timpul. Vă dați seama, când o să apară roboții ăștia sexuali, ele o să-și piardă locul de muncă. Nașpa. Da. O zi bună să aveți. Hai, sănătate, ținule, probabilitățile sunt să apară un robot șofer mai devreme. Bună dimineața, domnilor, ca să putem să trimitem roboțelul să ne facă ITP-ul, revenim la mesaje, știi ce ziceam mai devreme? Că să vină un roboțel să meargă să facă ITP-ul. Da, ai zis tu, da. Dacă vrem să trimitem roboțelul să ne facă ITP-ul, trebuie mai întâi să-l învățăm să dea șpagă. Da, da. Îmi place cum gândește. Bine, pregătit bine. Pentru orice situație de viață. Bună dimineața, Europa FM. Tare mi-aș dori, dacă s-ar putea un roboțel de ăsta inteligent, să-mi tipărească șobii vreo 500 de euro așa zi de zi.
Ca să avem, să nu mai mergem la muncă, că dacă tot avem... Nu mi se pare, mi se pare doar mine sau doar roboții ăștia care ar fi cumpărați prin România ar deveni toți infractori? Ăla se duce cu șpagă la ITP, ăsta să tipărească 500 de euro. Adică nu le văd o viață îndelungată, avem în libertate. Avem nevoie mici, mai ne mai trebuie un robot. Să avem de toate. Așa, da, să avem de toate. Să ai și alți roboți. Grația, eu doresc un robot să meargă cu soțul meu la cumpărături. Să-i spună de pe ce raft să ia, nu? Dar noi mai dați bilețel sau mesaje pe WhatsApp și să-i spună ai luat din spate, de acolo știi cum să ia carnea, mai din spate. Ce făcut, nu te-ai uitat la dată? Da. N-ai văzut că asta expiră mâine? Domnul Striblea, dar văd că ați învățat pe de rost niște expresii. Adică mă îngrijorez deja. Dana spune treaba asta, îmi doresc un robot să meargă cu soțul meu la cumpărături, pentru că mie nu-mi plac absolut deloc. Noi și avem nu-mi place robot... să merg la cumpărături. Uite, Ioana din Sânt Craiu de Mureș zice așa, avem robot de aspirat în casă, robot de tăiat iarba, plus alte electrocasnice care ne ușurează viața. Părinții noștri nu le-au avut și s-au descurcat. Da, corect. Mm. E iarbă, iarbă, adică nu-l face nici pe ăsta infractor. Taie iarba care no, trebuie. Da, taia din curte, okay. Da. Bună dimineața. Salut. Din București, un robot ok ar fi, din punctul meu de vedere, să facă meditații cu copilul acasă. Mulțumesc, o zi bună. Uite, în sfârșit, domnule, vezi, o idee genială. S-ar putea să te îmbogățești. Există robot și robot. Salut, dragilor. Eu vreau un robot pe care să nu-l doară capul niciodată. Ce vrei să spui? Ce să mai... Da, cineva sper că a fost pe recepție și a ascultat mesajul. Un robot care să însuțească copiii la școală ar fi util la trecerea de pietoni și așa mai departe. A, asta e chiar fain. Să oprească mașinile, da. Și Cătălin, de această dată un Cătălin din Focșani, spune așa, vrea un robot să se trezească în locul meu la 5 dimineața, să plece la serviciu și să asta, nu mai... Parcă aș fi trimis eu mesajul ăsta. Da, am zis că dar o să Cătălin. Vină alții, Vlad, George și Coluca. Pentru noi s-au inventat, vin în trei roboți. Deșteptarea